Ascultați un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii. Am să vă citesc din Psalmul 15 pentru sesiunea de astăzi, care este o continuare la sesiunile despre care le-am făcut cu privire la rugăciune. Spune așa David: Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El nu își dă banii cu dobândă și nu-i amite împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată. Am spus eu în sesiunile trecute despre rugăciune că rugăciunea, așa cum este ea descrisă în Scriptură, în Psalmii lui David și în viața altor oameni care cu adevărat s-au rugat lui Dumnezeu, rugăciunea este un dialog cu Dumnezeu și este un dialog între sufletul și spiritul omului. Cum adică, am fost întrebat, cum adică este un dialog între suflet și spirit? Când am ținut seria asta despre rugăciune în biserică, cineva mi-a comunicat că dacă o mai continui, este gata să plece din biserică. Spunea el, rugăciunea este pur și simplu să vii să-i spui lui Dumnezeu ce nevoie ai și ce te apasă și cu asta basta. Toată treaba asta cu dialog, cu suflet, spirit, cu vocea lui Dumnezeu, toată asta este de domeniul mitologiei. Acum nu m-am necăjit eu prea tare din pricină că am băgat de seamă că majoritatea oamenilor, chiar și majoritatea celor ce frecventează bisericile, nu practică cu adevărat rugăciune. Și în viața mea au fost perioade foarte lungi când nu am avut cu adevărat viață de rugăciune. E adevărat, m-am rugat, nu pot să zic că nu m-am rugat deloc. La masă mi-am adus aminte că este politicos să-i mulțumești lui Dumnezeu. La culcare mă rugam cu copiii. Dacă mai treceam prin vreun necaz sau vreo încercare, mă rugam cât de cât, cât puteam. Dar viața de rugăciune cu Dumnezeu, viața de dialog, de stare de veghe și de vorbă între Duhul meu și Duhul lui, starea aceea care să fie o regulă a vieții, nu o excepție, lucrurile astea am avut, dar nu totdeauna. Este posibil să fii predicator, chiar să fii un predicator apreciat și să nu ai viață de rugăciune? Este foarte posibil. Putem să învățăm, într-adevăr, să predicăm, putem să mergem până meseria asta și să nu ai o viață de rugăciune cu Dumnezeu. Știind prin ce am trecut și eu, fiind predicator și soț și tată, nu mă necăjesc și nici nu judec cu asprime pe cei ce nu înțeleg mai nimic din seria asta despre rugăciune sau poate simt chiar oarecare revoltă. Deci m-au întrebat unul și altul, cum adică o conversație între suflet și duh? Ce să fie asta? Să vorbesc eu cu mine însumi? Și le răspund absolut. Absolut este necesar ca un om să învețe să vorbească cu el însuși. Cine nu știe să vorbească cu el, nu poate vorbi cu adevărat cu Dumnezeu. Pur și simplu nu știe cum să audă ceea ce vine de la Dumnezeu, pentru că lucrurile care vin de la Dumnezeu ne vin în spirit, în Duhul nostru. Și dacă nu suntem învățați să primim mesaje duhovnicesc, să le primim cu Duhul, nu putem distinge cuvintele din partea lui Dumnezeu. În psalmul 42 și 43, de exemplu, și în mulți alți psalmi, David de mai multe ori întreabă, pentru ce te mâhnești suflete și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Domnul, căci iarăși îl vei lăuda. Acum, este foarte clar cine este întrebat aici. Sufletul lui David este cel întrebat. El spune, suflete, pentru ce te mâhnești? Își întreabă sufletul. Asta e foarte clar. Dar atunci, cine este cel ce întreabă? Cine este cel ce asigură sufletului David că iarăși va lăuda pe Domnul? Există o entitate aici în psalmii ăștia care știe ceva mai adânc, care poate da sufletului ceea ce sufletul încă nu vede, nu percepe, care îl poate chiar întreba și călăuzi. Acesta este Duhul lui David.
Psalmul 42 și 43 și alții, ei sunt o conversație între suflet și spiritul unui om. Sufletul povestește și se mâhnește de pierderea unor valori trecute, iar Duhul deodată îi răspunde, îl asigură și chiar îl întreabă. Așa este începutul rugăciunii, conversația între suflet și Duh. Și când începi să înțelegi șoapta propriului tău Duh, vocea conștiinței, dorința aceea adâncă după Dumnezeu, atunci începi să înțelegi ceva și să percepi ceva din vocea Duhului Sfânt de la Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu vorbește Duhului nostru și de acolo adevărul poate ajunge la suflet, la minte, în emoții, în voință și în deciziile pe care le vom lua. Astăzi am să vă vorbesc despre o particularitate foarte importantă a rugăciunii. Abilitatea de a întreba pe Dumnezeu și de a primi răspunsurile lui Dumnezeu în rugăciune, care totdeauna ele sunt o mare binecuvântare pentru noi, chiar dacă ar veni sub o formă foarte aspră. Cum adică să-L întrebăm pe Dumnezeu? Avem voie să-L întrebăm pe Dumnezeu ceva? Aș spune nu doar că avem voie, dar este neapărat necesar. De atâtea ori în viață Dumnezeu va sta și va aștepta și va aștepta înainte să rezolve ceva în viața noastră până când îl vom întreba. Eu am ales astăzi Psalmul 15 pentru că tocmai l-am citit cu al treilea băiat al meu. Pe data de 15 decembrie tocmai am plinit vârsta de 13 ani. Acum vârsta asta este ceva special, nu este chiar așa orice zi de naștere. În Vechiul Testament și în poporul lui Dumnezeu, în poporul evreu, un băiat care împlinește 13 ani devine ce se numește bar mitzva, adică devine un tânăr adult, un tânăr bărbat. La 13 ani e ceva ciudat pentru societatea noastră de în zilele de astăzi. În poporul evreu, până la vârsta de 13 ani, băiatul era învățat poruncile lui Dumnezeu. Dar de la 13 ani, acum poruncile astea devin direct responsabilitatea lui. Este prima oară când el va conduce citirea Torei în sinagogă, când va recita o binecuvântare peste citire, peste congregație la citirea cuvântului lui Dumnezeu. Este ceva foarte solemn trecerea asta la 13 ani a unui băiat. Apropo, la fete este la 12 ani, ceea ce ne spune nițel ceva despre cine se maturizează mai întâi. Tatăl băiatului are o rugăciune în sinagogă specială de mulțumire față de Dumnezeu, o rugăciune foarte ciudată, vă va surprinde. Tatăl îi mulțumește acum lui Dumnezeu că scapă odată de povara păcatelor fiului său. Până acum au fost responsabilitatea părintelui. De acum înainte, după 13 ani, vor deveni responsabilitatea fiului însuși. De acum înainte, responsabilitatea asta va fi pe umerii băiatului, noului bărbat. La evrei, vârsta de 13 ani semnifică sfârșitul copilăriei și majorarea. Este așa interesant că în lumea noastră asta se întâmplă pe la 18 ani, iar în alte părți pe la 21 de ani. Ne spune ceva despre ceea ce gândim noi cu privire la maturitatea propriilor noștri copii. De ziua băiatului meu, am citit împreună Psalmul 15, pentru că el era născut în decembrie 15 și noi avem obiceiul să citim așa cât e posibil în fiecare zi 5 psalmi, începând cu ziua în care suntem și apoi din 30 în 30, de exemplu pe data de 15 citeam Psalmul 15, 45, 75, 105 și 135. În felul ăsta acoperim cartea psalmilor într-o lună de fiecare dată. Tami, ăsta al meu, de 13 ani, este și copil și matur. Trece cu adevărat într-un bar mitzva lui. De aproape un an, nu chiar, dar aproape, merge cu mine de 3 și de 4 ori pe săptămână dimineața la 5:30 la un mic grup de rugăciune. L-am întrebat de câteva ori, de ce mergi, Tami, cu mine? Și mi-a zis că nu știe exact de ce, dar el simte că vrea și că trebuie să meargă. Dorința asta este mai mult decât un chef la el. De nenumărate ori, acum o spun spre rușinea mea, el a fost cel care m-a trezit și care m-a dat jos cu forța din pat la 5 dimineața. El era cel care își punea alarma să se scoale.
era și a fost și este o binecuvântare și un ajutor de la Dumnezeu venite printr-un băiat de 13 ani. Așa că în ziua asta de 15 ne-am adunat și l-am binecuvântat pe Tommy cu cuvintele lui Dumnezeu date lui David în Psalmul 15. L-am luat, despre asta aș vrea să vă vorbesc astăzi, despre particularitatea asta, abilitatea de a binecuvânta și abilitatea de a primi binecuvântări pe genunchi, în rugăciune. L-am luat pe Tommy ăsta între noi, cu soția și cu fratele lui mai mic, și i-am povestit ceea ce vă spun astăzi vouă aici. David, într-o seară, s-a pus pe genunchi. Ardea ceva în el. Omul acesta, pe care Scriptura îl numește un om după inima lui Dumnezeu, avea un foc pe care nu-l mai lăsa să doarmă liniștit. Avea așa o întrebare care îl rodea, îl ardea. Avea așa o pasiune lăuntrică, o dorință fierbinte. Dorea să trăiască în preajma și în prezența lui Dumnezeu. O să-mi spuneți ce mare lucru e asta. Toți credincioșii au dorința asta de a trăi în prezența lui Dumnezeu. Într-o oarecare măsură, probabil că e adevărat. Însă la David, el chiar vroia, înseta, ardea după prezența asta lui Dumnezeu. El vrea să știe cum e și unde e și când e și sub ce formă și în ce condiții. Să afle orice ar fi, doar să afle cheia. Nu era mulțumit doar cu o înțelegere intelectuală, așa cu acceptarea minții. Știu că Dumnezeu este peste tot, știu că Dumnezeu mă vede, știu că Dumnezeu e împrejurul meu, la revedere. El chiar dorea să fie și să simtă, să simtă palpabil aproape prezența lui Dumnezeu. Și asta, cu adevărat, este mare, mare lucru. Și în seara aia David s-a aplicat în rugăciune sau poate și-a ridicat mâinile spre cer și din suflet a țâșnit, a trăznit așa către Dumnezeu întrebarea aia care mognea în el de atâta timp. Ce om al rugăciunii era David dacă îndrăznea să-i pună întrebări lui Dumnezeu. Cât o fi tăcut până atunci, cât s-a fiert în el, cât se va fi gândit și cât a muncit, a fost muncit de dorința asta să afle. Dar acum gata, nu mai poate. Și se deschide gura lui și îl întreabă pe Domnul: Doamne, cine va locui în cortul tău și cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Adică cine se va ridica undeva în înălțimea aceea unde trăiești tu la standardele tale și cine va fi așa de aproape de tine ca doi oameni care împărtășesc un cort? Cumva simțea în el că nu oricine, nu oricum, nu orice poate sta în prezența lui Dumnezeu. Și în prezența aia înaltă, așa ca pe un munte, și într-o apropiere aproape covârșitoare, în același cort. Eu am mers deseori cu cortul, este o înghesuială foarte mare să stai 2-3 oameni într-un cort. Într-un fel de apropiere de aceasta vorbea David către Dumnezeu. Cine va locui în același cort cu Dumnezeu? Ce fel de oameni are Dumnezeu în jurul lui? Și i-am zis: Tommy, binecuvântarea cea mai adâncă și cea mai mare pe care ți-o pot da este dorința de a fi în același loc și în același pas cu Domnul Dumnezeul tău, să fii unul din cei care sunt împrejurul lui. David strigă: ce fel de oameni, Doamne, sunt în preajma și în prietenia ta? Și în clipa următoare, așa cum i s-a întâmplat deseori în rugăciuni fierbinți și adânci, David aude vocea lui Dumnezeu care îi răspunde și îi dă lui și ne dă nouă 4 seturi de binecuvântări pentru copiii noștri, 4 seturi de trăsături de genul acesta, de trăsături de caracter de genul acesta. Este ceva absolut magnific să poți să fii în rugăciune adâncă a inimii, adică a Duhului, și să auzi apoi răspunsul și vocea lui Dumnezeu. Cine primește experiența asta înțelege cu adevărat valoarea inestimabilă a unei vieți de rugăciune. Și Dumnezeu îi răspunde și David scrie în psalmul ăsta răspunsul și vocea lui Dumnezeu. Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul în inimă. În original scrie cam așa: cel ce umblă drept în picioare, cel ce face neprihănire și vorbește adevărul în inima lui.
Asta este prima caracteristică și prima binecuvântare pentru tine, Tammy. Cel ce umblă drept. În engleză spune upright, adică pe două picioare. Știți cum umblă animalele încovoiate așa pe patru picioare sau altele care se târăsc. Până și maimuțele care merg pe două merg așa cumva încovoiate. Dar cine este cel ce merge drept, cu capul sus, cu șirea spinării drept? Cel ce nu are nimic de ascuns, cel care nu are nimic care să-l încovoaie cu adevărat. Cine merge pe cărări strâmbe și pe drumuri sucite? Cel ce practică nelegiuirea și minciuna. Dumnezeu îi spune lui David și îi spune lui Tammy al meu de ziua lui. Cel ce este în preajma mea este unul care stă drept în picioare, care nu are nimic de ascuns, nu are vinovăție asupra lui, nu practică nelegiuire, ci practică dreptate și neprihănire, adică un om dintr-o bucată. Despre el spune Dumnezeu ceva ciudat. El, omul ăsta, spune adevăr în inima lui. Ce ciudată expresie, cum adică? Cum să nu spui adevăr în inima ta? Cine se minte pe el însuși? Sigur, pe alții mai mințim, mai din nevoie, mai din prostie, din obligație, zicem noi, din avantaj, din răul ăsta care e în noi. Mințim pe alții că avem nevoie să-i ducem în eroare pe unul sau pe altul pentru un avantaj oarecare. Dar cumva în inimă, în lăuntru nostru, știm bine care e adevărul, nu? Mințim pe altul, dar nu pe noi. Și așa este la început. Mințim pe altul, conștiința ne condamnă, știm ce am făcut, dar apoi ne obișnuim să mințim pentru avantaje. Începem să nu mai simțim nimic. Apoi începem să credem că răul pe care îl facem este bine și chiar este necesar. Apoi începem nu numai să credem că răul este ceva necesar, cum zicem noi, un rău necesar. Începem să ne placă răul. Nu doar avantajele care ies din rău, ci începe să ne placă răul în sine. Ajungem cumva să credem în inimă că răul este bine, că minciuna este realitate. Ajungem să fim așa de corupți în lăuntru, încât credem cu adevărat minciuna și răul. Ne spunem în inima noastră, în interiorul nostru, minciuna. Activăm pentru rău, credem cu pasiune în nelegiuire. Ne bucurăm, de exemplu, când se dau legi în favoarea avortului, deși odată de mult am crezut că este rău să ucizi un copil fără apărare. Dar acum cumva credem cu pasiune în dreptul unuia sau altuia să ucidă un copil nenăscut. Ne bucurăm când se dau legi care promovează prostituția, sodomia, pornografia, alte mizerii de care am fost feriți când eram copii în casa părinților. Cumva însă am ajuns la o astfel de corupție, că spunem că numele libertăților și numele unui spirit care este liber de orice fel de lege, toate astea sunt foarte bune. Am ajuns să ne mințim propria noastră inimă. Dumnezeu îi spune lui David, cel ce este la mine în cort are inima plină de adevăr, adică plină de Hristos. Nu este atât de laș încât să se mintă pe sine însuși, adică umblă drept în picioare după neprihănirea dată lui de Dumnezeu. Tommy, de ziua când devii un adult, un om responsabil înaintea lui Dumnezeu și a celor din jur, Dumnezeu să te binecuvinteze cu șirea spinării, cu adevăr în inimă și cu o viață dreaptă. Atunci vei avea prima trăsătură a celor ce sunt cu adevărat în preajma lui Dumnezeu. Și Domnul continuă să-i răspundă la întrebarea lui David. Cel interesant este rugăciunea asta din Psalmul 15, unde David spune o singură frază și tot restul este un răspuns al lui Dumnezeu. Mă întreb, noi avem astfel de rugăciuni? Și Dumnezeu îi spune, acel om nu mușcă pe la spate cu limba lui, nu face rău vecinului său și nu aruncă o cară asupra prietenului său. Eu v-am citit versetul ăsta într-o formă mai apropiată de original. Ce înseamnă trăsătura asta? Prima a fost o chemare la apropiere de bine. A doua este o avertizare cu privire la rău. A doua este o chemare la despărțirea de rău. Și anume într-o formă foarte particulară, într-o formă foarte aparte. Cu privire la cuvinte, cu privire la vorbele pe care le spunem. Oamenii au senzația că vorbele sunt doar
cum să zic, reverberații ale aerului în urechile noastre și vorbele în sine nu pot face nimic real, nu pot face niciun bine real, niciun rău cu adevărat. Sunt doar, zicem noi, cuvinte, aer care se mișcă. Asta este una din cele mai mari prostii pe care le putem spune. Părintele care spune copilului său, băiete, fata mea, nu te preocupa de vorbe, ce zice lumea, ce spui, nimeni nu te poate răni cu cuvinte. Îi spune una din cele mai mari prostii. Cuvintele pot da viață cu adevărat și pot distruge cu adevărat. Ele sunt mai tari și mai dureroase decât pietrele, decât armele, decât bombele. Cuvintele pot vindeca și cuvintele pot distruge. Și spune Dumnezeu a doua caracteristică a celor ce sunt în preajma mea a lui Dumnezeu, a doua binecuvântare dată copiilor noștri este asta, abilitatea de a folosi cuvinte. Acel om spune, nu mușcă pe la spate cu vorbele lui. Ce frază, ce vizualitate aici. De ce zice pe la spate? Noi numim asta într-un mod popular și a zice chiar aproape nevinovat, îi zicem bârfă. Nici nu mai clipim când auzim cuvântul ăsta. Bârfă, toată lumea bârfește. Adică în față suntem prieteni, dar pe la spate te fac praf în ochii altora. De aceea explicația asta lui Dumnezeu îl include pe vecin și pe prieten. Adică pe cei care sunt aproape fără apărare, din pricină că ei au încredere în mine, au încredere în tine. Cineva a spus de mult că cea mai mare binecuvântare este un prieten adevărat. Iar a doua binecuvântare mare este un dușman adevărat, pe față, unul corect. Cu minciunile însă și cu atacurile unui dușman te descurci. Există o luptă față în față. Dar cu un prieten fals, cu un vecin care te distruge pe la spate, este cu totul altceva. Trădările cele mai dureroase sunt cele din partea prietenilor. Cei ce sunt în cortul lui Dumnezeu, în preajma lui, sunt cei ce au învățat puterea de viață și de moarte ale cuvintelor. Apoi Dumnezeu îi vorbește lui David despre a treia caracteristică a celor ce umblă cu el. Este abilitatea și înțelepciunea de a alege tovarăși de viață, prieten, partener de viață. Acel om, spune Psalmul 15, disprețuiește pe cei stricați, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. Vorbește aici despre dispreț și despre cinstire. L-am întrebat pe Tami al meu, Tami, tu disprețuiești pe cineva? Și mi-a spus, nu, tată, nu disprețuiesc pe nimeni. I-am răspuns, înainte să poți să ajungi un om matur, va trebui să înveți să disprețuiești. Cam brutal spus, mai ales din partea unui predicator care învață pe alții cum să-și iubească vrăjmașii, nu? Cum adică să disprețuiesc un om, o creatură făcută de Dumnezeu? Iubirea de bine include neapărat ura față de rău, nu se poate una față de alta. Nu poți iubi binele fără să urăști răul. Nu poți iubi binele și să ai o atitudine neutră față de rău. Cinstirea lui Dumnezeu include neapărat separarea față de cei ce îl ocărăsc și îl necinstesc. Cum adică separare? Toți oamenii au dreptul și la iubirea și la mila mea, toți. Însă nu toți au dreptul la respectul meu, la timpul meu și la părtășia și prietenia mea. Nu toți. Nu toți au dreptul. Sunt unii oameni care singurul drept care îl au cu privire la mine este să îmi vadă spatele. Și din nefericire, adeseori, viața mea a fost de așa natură că singurul drept care l-am avut cu privire la oameni neprihăniți este să le văd spatele. Nu mă pot împrieteni cu oricine. Pot să încerc să ridic pe oricine. Nu mă pot însă întovărăși la drum cu oricine. Sunt oameni care trebuie să învăț să le întorc spatele chiar dacă îmi cer prietenia. Sunt acei ce batjocoresc pe Dumnezeu, cei ce nu au respect și teamă de ei. Într-o zi, diavolul, Satana, a venit într-o zi la Iisus să-i ofere prietenia lui și a venit cu daruri în mâini și nu cu fleacuri. Pământul întreg vrea să-i ofere. Iisus nu s-a uitat la el și l-a topit cu mânia lui, ci doar i-a întors spatele. Adică i-a oferit disprețul,
Adică a disprețuit toate ofertele diavolului. El a spus, înapoi a mea, Satana. Trebuia să fie și Satana undeva, dar nu putea să fie în față, trebuia să vadă spatele lui Iisus. Asta înseamnă separare, asta adică dispreț. Orice separare este o formă de dispreț. Nu vă mințiți pe voi înșivă. Când v-ați decis, eu cu tare și cu tare nu mai am ce vorbi, este o formă de dispreț, i-ai întors spatele. Pentru unele motive, Dumnezeu spune, cel ce este lângă mine în cortul meu, cel ce este pe muntele meu cel sfânt, va învăța să întoarcă spatele omului care este vrednic de disprețuit. Tommy, i-am spus băiatului meu, dacă vezi un tânăr care se teme de Dumnezeu, care respectă și care iubește pe Dumnezeu, Doamne, caută prietenia lui mai mult decât aurul și argintul, umblă în patru labe după el dacă este necesar. Pentru că un astfel de om este o comoară rară și dacă tu ești un astfel de om, el nu-ți va întoarce spatele. Dar dacă ai în față o lichea, pe cineva care îți oferă prietenie, avantaje, acceptare, o pungă în comun, așa cum scrie în Proverbe 1, un țel comun, dar toate vin de la un om care nu are teamă și iubire de Dumnezeu, atunci mai e un singur lucru de făcut. Întoarce spatele, atât, înapoi a mea. Din ziua când devii un bărbat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să-ți dăruiască abilitatea de a alege și de a deosebi prietenii adevărați de cei falși. Apoi Domnul îi spune lui David, îi spune lui Tommy al meu care a împlinit 13 ani și ne spune nou, David, Tommy, uite cum arată un om din cortul meu, de pe muntele meu cel sfânt. Acel om nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui, el nu-și dă banii cu dobândă și nu-i amită împotriva celui nevinovat. Dumnezeu vorbește aici despre o trăsătură de caracter care se vede cel mai violent, aș spune, cel mai clar în felul cum ne raportăm la bani și la bunurile materiale. De ce discută Dumnezeu de bani, de posesiuni? În fond, astea sunt trecătoare, nu rămân. Este fascinant să afli că Iisus a vorbit mai mult de bani decât de rai și de iad împreună. Aproape toate pildele spuse de el aveau ceva de a face cu posesiunile materiale. Iisus spune că tot caracterul Scripturii se cuprinde în poruncile să iubești pe Dumnezeu și să iubești pe oameni. Asta este la rădăcina oricărui bine și la rădăcina oricărei vieți sfinte. Și tot Scriptura ne spune că la rădăcina oricărui rău este, vă vine să credeți, iubirea de bani, de posesiuni. Cumva pe om poți să-l cunoști din felul cum se raportează la bunurile materiale, adică în speță la bani. Libertatea sau robia sufletească, frumusețea sau urăciunea unui suflet se vede foarte bine în felul cum acționează în jurul posesiunilor materiale. Este un tânăr care a crescut în biserica lui Dumnezeu, în familie de oameni credincioși. A învățat tot ce este bun, s-a lipit de Dumnezeu, a primit promisiunile lui Dumnezeu și a dedicat viața lui. Adică i-a promis Domnului că îi va urma toată viața. Știți, așa cum spunem noi, de exemplu, la nuntă, la bine și la rău, în bucurie și în necaz, în sănătate și boală, în sărăcie sau bogăție, până când viața se va sfârși. Și ajunge mai târziu un om matur, are familie acum, are copii și învață și pe copii felul ăsta în care el a fost crescut. Are servici bun sau are un business care îi merge bine. Dar știți cum este viața. Câteodată încep necazurile. Businessul nu mai merge bine, la servici este greu. I se cere la servici să facă tot felul de compromisuri. Să mintă clienții, poate, sau să păcălească chiar pe salariați. Să facă ceva, să facă orice să facă să mărească profiturile. Dar își aduce aminte de promisiunile pe care le-a făcut el în tinerețe lui Dumnezeu. Dar acum nu mai joacă, atunci era copil, acum e lucru serios. Își pierde serviciul, își pierde pâinea de pe masa copiilor, își pierde afacerea care îi asigură existența lui, a familiei. Ce să facă? Și aici se desparte drumul celui care poate sta în prezența lui Dumnezeu în cortul lui,
în focul acela năpraznic care este prezența lui Dumnezeu, de cel care nu poate. Spune Dumnezeu, acela nu își ia vorba înapoi dacă a făcut o promisiune care acum este în paguba lui. Adică nu își compromite conștiința pentru bani. Banii sunt foarte necesari, sunt foarte buni, dar nu peste promisiunile făcute lui Dumnezeu și nu peste promisiunile făcute altora. Vorbește Dumnezeu de mită aici. Când vorbește despre bani, folosește partea conștiinței, a promisiunilor pe care le faceți, pomenește un alt termen aici, mită. Adică abilitatea pe care o avem nu numai să ne compromitem pe noi, ci să compromitem pe alții cu banii noștri. Nu doar că noi ne-am compromis și ne-am stricat, că am uitat ce am promis, dar acum am aflat ce putere au banii. Banii au reușit să ne dea peste cap, sunt foarte tari. Acum putem să-i folosim ca să sucim căile celor care erau ca noi înainte, care erau limpezi, erau drepți. Putem să facem adevăr din minciună, putem să facem din minciună adevăr doar cu banii pe care îi avem. Asta înseamnă mită împotriva nevinovăției altora. Mita cu care distrugem 3 persoane, pe cel pe care îl mituim, apoi pe cel care este ținta și scopul mitei și apoi pe noi înșine. Ai un conflict cu cineva și mergi cu el la judecată, fie că mergi la curtea de judecată, fie că doar în biserică să te judece cei mai mari de acolo. Dar dacă faci cadouri celui ce rostește sentința, poate că vei arunca vina și responsabilitatea peste el, altul care era nevinovat. Îl distrugi pe el. Distrugi pe cel ce rostește sentința că și-a pătat conștiința din pricina banilor tăi și te distrugi pe tine. Ai devenit un diavol. Este un om la ananghie mare. Nu mai are cu ce trăi din pricina unei tragedii. Din pricina unei tragedii, a unei pierderi neprevăzute. Poate că își pierde casa sau business-ul sau altceva. Și tu te oferi să-l scapi. Spune, îl împrumuți. Dar cumva peste 6 luni, peste un an, trebuie să-ți dea dublu. Acum niciodată el nu ar fi acceptat așa ceva. E așa o prostie să accepte așa ceva, dar acum este la așa nanghe, nu are de ales, l-ai prins cu ușa. Ai făcut din fratele tău un rob. În Scriptură spune că cel ce se împrumută este cu adevărat robul celui de la care se împrumută. Cum adică? Cum așa? Păi, din momentul când se creează un împrumut, se stabilește o relație de stăpân și slugă, de unul care are puterea și unul care are frica. Unul dintre ei se va tot ascunde de aici înainte. Câteodată n-a putut plăti ceva la timp, nu are cum să plătească chiar acum înapoi, altul se va ascunde. Ălaltul va tot căuta, îi va tot cere socoteală. Cea mai rapidă metodă să strici o relație de prietenie este să dai un împrumut unui prieten. Eu vă spun foarte clar, dacă ai un prieten bun, fă ce poți să faci și să nu ajungi într-o relație de împrumut cu el. Cum așa? Pentru că el îți va fi foarte recunoscător, dar din momentul acela se va crea un fel de lanț între tine care l-a împrumutat și el care s-a împrumutat. De câte ori veți vedea, vorbiți, de câte ori vorbiți, orice faceți, el va gândi, nu i-am plătit ăstuia încă înapoi. Va învăța să se ferească de tine care ai fost cel mai apropiat prieten. Dacă va merge poate în vreo vacanță cu familia, îi va fi frică că poate mai degrabă trebuia să plătească înapoi și probabil că trebuia. La un moment dat tu vei gândi în felul acesta, îl vei întreba cum se face că te duci încolo, te duci încoace, dar banii nu mi-i plătești înapoi. Se creează o altfel de relație între voi. Dar totuși în psalm spune că cel neprihănit dă cu un împrumut. Pentru că există un împrumut cu caracter dumnezeiesc, cu caracter creștin. Îmi cere cineva să-l împrumut, poate un prieten, poate un străin. Primul lucru la care mă gândesc este dacă am cum să-i dau, dar să-i dau în așa fel încât să nu mai mă gândesc că am nevoie să primesc vreodată ceva înapoi. Îi dau și îmi iau gândul. Îmi iau gândul să-i mai primesc vreodată înapoi. Dacă odată mi va da înapoi, îi voi primi ca pe un cadou. Adică nu îi dau lui, ci îi dau lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl pot împrumuta. Și prin Dumnezeu, îi dau lui Dumnezeu prin el.
Și dacă Dumnezeu cumva mi dă înapoi prin omul ăla căruia i-am împrumutat, foarte bine. Dacă nu, iarăși foarte bine. I-am dat deja lui Dumnezeu. Dacă pot să împrumut în felul ăsta, împrumut. Dacă nu, nu împrumut. Distrug relații. De ziua ta, Tommy, cuvintele astea lui Dumnezeu cumva să ardă în inima ta, fie ca niciodată banii să nu te călăuzească, niciodată să nu ajungă să fie factorul de decizie și să devină o armă de distrugere în mâna ta. David, spune Dumnezeu, David, a ars în tine întrebarea asta. Cine este în preajma lui Dumnezeu? Astăzi ai aflat. Cine umblă drept cu adevărul în inimă? Cine știe cum să folosească cuvintele pentru viață și nu pentru moarte? Cine știe cum să-și aleagă partener de viață și cine este liber de robia banilor? David, Tommy, acel om află astăzi de la mine, acel om nu se clatină niciodată. Și David în noaptea s-a ridicat de pe genunchi de la rugăciune cu răspuns la întrebarea care ardea în el. Asta înseamnă rugăciune, să te ridici de pe genunchi altfel decât ai plecat, să pleci îmbogățit, să pleci însoțit de Dumnezeu, să pleci luminat și întărit. În seara asta, în dimineața asta, în ziua următoare, plecați-vă pe genunchi și înainte să spuneți ceva, stați nițel și vă mai gândiți, ce vă arde cu adevărat? Ce întrebare vă mistuie în măruntaie? Și cu lacrimi în ochi și cu credință năpraznică în inimă, șoptiți lui Dumnezeu întrebarea care vă arde și așteptați. De acolo veți pleca un alt om. Tommy, fiul meu și iubirea mea, în ziua când azi devii un adult, un om al lui Dumnezeu, fie ca niciodată să nu pleci din prezența lui Dumnezeu și Dumnezeu să facă din tine un astfel de om. Și tot astfel Dumnezeu să facă din voi cei ce mă auziți azi și din copiii voștri și din copiii copiilor voștri. Amin. Ați ascultat un mesaj susținut de Andrei Popescu, pastor al Bisericii Baptiste din Beaverton, Oregon, Statele Unite ale Americii.